Iubiți credincioși, cu Sfânta Sărbătoare de astăzi, vă felicit pe toți și Sfânta fericită Xenia să mijlocească pentru pământurile noastre, pentru țările noastre, pentru creștinii noștri ortodoxi, în fața Sfintei Trăim, să ne ajute cu rugăciunile ei să putem ajunge acolo sus în veșnicie. Și vă rog, dragii mei, primiți-L pe Dumnezeu în viața voastră. Una să citești cărțile, una să asculți cu urechile, alta este să-L primești pe Domnul Dumnezeu ca Mântuitor și Domn în viața noastră a fiecăruia. Vă aduc aminte cuvintele Domnului care a zis: pocăiți-vă și întorceți-vă la Dumnezeu și aduceți roade vrednice de pocăință. Dumnezeu să vă ajute la toți, vă doresc această sărbătoare, care astăzi am venit să ne rugăm cu toții, să aducă pace pe pământ. Că tot poporul și toate popoarele sunt pornite cu mare răutate împotriva unul altuia. Și stăm în pragul unui mare pericol. Să ne rugăm fierbinte lui Dumnezeu, frații mei, că Dumnezeu, prin rugăciunile noastre, a voastre, mamilor, că voi știți cum să vă rugați din inimă, din suflet. Vă știți unde doare atunci când suferi pentru copii. Nu doare nici mâna, nici piciorul, ci doare inima, doare sufletul, doare ceva în pept care nu poți liniști. Atâtea mame plâng zile întregi cu fotografiile în mână să le spunem unde-s copiii, sunt vii sau sunt morți. Mare durere purtăm astăzi în suflete. Suferim cu acest popor al nostru, cu țara noastră și cu toți oamenii de pe pământ suferim. Și să rugăm pe Domnul fierbinte să ne asculte rugăciunea, să nu ne lase, căci numai El le poate rândui pe toate la locul lor. Vă mulțumim pentru ziua de astăzi și aș vrea, chiar dacă veți plânge, mamelor, să plângeți de bucurie când veți strânge copiii voștri la sân, să nu mai plângeți pe morminte, să nu mai plângeți prin spitaluri, să nu mai plângă orfanii. Sute de mii de orfani au rămas și cineva se supără pe mine că i-am atins cu un cuvânt, că au binecuvântat războiul. Ar trebui să plângem zi și noapte, să răcnim spre cer și să rugăm toți oamenii de pe pământ. Cum a spus Vladica Onufrie, cine are măcar câtă putere, câtă putință are să oprească războiul, vă rugăm, opriți, opriți, opriți vărsarea de sânge, să se oprească lacrimile, să se oprească această durere, această suferință. Asta vă rog și eu pe voi. Numai voi vă știți a ruga din inimă, din suflet. Numai voi, ca nimeni altul, puteți simți durerea și durerea unui altuia pe care astăzi pe toți ne doare aceeași. Să ne sculăm mâine dimineață și să ne spună că s-a terminat războiul, că e pace și că mâine, poi mâine, iarăși din nou, se vor întoarce soldații mei acasă, copiii mei se vor întoarce acasă și iară voi îmbrățișa. Și iară le vom spune cât de mult te iubim și cât de mult te iubesc și eu pe tine, mamă. Dumnezeu să vă ajute la toți, să fie cu voi și să știți, în acestea vremuri, să slujim cât mai mult bisericilor, altarelor, să slujim lui Dumnezeu și să-L rugăm. Dumnezeu nu ne va lăsa. Am greșit, vinovați suntem, Doamne, în fața Ta. Nu-i nimeni fără de păcat. Purtăm vina asupra noastră, dar Te rugăm, iartă-ne, milostive Doamne, și îndură-Te spre popoarele noastre ortodoxe, de pe întreg globul pământesc, de toți cei care se roagă pentru noi, de scumpa și iubita noastră Românie, care atât de mult ați făcut și ați ajutat acest popor ucrainean și ați trimis ultima bucățică de la gura voastră să faceți bine și poate ați fost cei mai neluați în seamă. Așa e bine, dar nu uitați. Tot ce uită oamenii, nu uită Dumnezeu. Dumnezeu să nu uite niciodată binele care l-ați făcut, brațele pe care le-ați întins și cum a spus Vladica Onufrie, cei care primiți pe un străin, primiți pe un refugiat, îl primiți pe Hristos în casa voastră.
Cine dați de mâncare lui Hristos îi dați? Cine îmbrăcați un necăjit? Pe Hristos îl îmbrăcați. Faceți cât mai mult pentru Hristos. Lucrați la faptele bune ale mântuirii. Aduceți roade vrednice de pocăință. Și nu uitați că Dumnezeu tare ne iubește. Și Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă ca veșnic să trăiască. Amin. Acum părinții vor proclama cu Sfânta Aghiazmă și vă dorim să luați masa, ceea ce se va pune aici, și vă așteptăm cu dragoste. Sunteți doar iubirea noastră. Voi sunteți ușa care ne duce la cer. Doar numai prin voi și numai cu voi împreună putem fi fericiți. Doar numai împreună putem zâmbi cerului, ne putem ruga. Și doar numai cu voi împreună îl rog pe Dumnezeu să ne ajute să ajungem sus în veșnicie. Mulțumesc soborului mare de preoți care astăzi ne-au încununat această slujbă dumnezească. Ne-au mângâiat cu rugăciunile lor. Mulțumim dragostei lor sfinte și vă așteptăm din nou și nou să ne rugăm împreună și credem că Dumnezeu nu ne va lăsa. Amin.